Bună tuturor, Cătălina sunt și astăzi vom discuta despre motivele pentru care să nu intri în conflict cu persoana iubită. Cu alte cuvinte, motivele pentru care să nu începi să țipi, cu toate că intri într-un conflict, adică să nu începi să urli, să nu începi să te crizezi, să faci scandal, pentru că nu ești o persoană scandalagioasă, tu ești o persoană calmă, pozitivă, care emană energie pozitivă în jur. Așa, în momentul în care începi să țipi, nu faci decât să te sub-evaluezi, devalorizezi, să te pui sub persoana respectivă și să-i dai senzația că, de fapt să-i dai senzația, să demonstrezi că are control asupra emoțiilor tale. Cu alte cuvinte, nu urla, nu țipa, nu te criza, ci vorbește calm, spune foarte frumos ce te deranjează, dar fii drastic în modul în care te comporți cu el după cele întâmplate. De exemplu, nu începe să urli în momentul în care te deranjează ceva, să faci ceva de genul. Să-ți fie rușine și nesimțit cum ai putut să-mi faci una ca asta, eu tocmai mie care te iubești și așa mai departe, bla 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 bla. Cu alte cuvinte, nu trebuie să te crizezi, nu trebuie să te isterizezi pentru a transmite ceea ce tu îți dorești. Pe când, să ne gândim, dacă rămâi o persoană calmă, o persoană care transmite ceea ce o deranjează, explică ceea ce o deranjează, dar fără să facă scandal, fără să devină mahalajaică, ai mult mai multe șanse să îi impui respect. Pentru că oamenii respectă felul în care tu acționezi. Dacă tu urli, faci ca toate alea, faci persoana respectivă în toate felurile, târăși cu ea prin nămol, iar după asta te comporți ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, nu dai decât dovadă de slăbiciune, de lipsă de caracter sau de standarde foarte scăzute. O persoană care se devalorizează și îl pune pe celălalt pe locul întâi. Pe când, dacă tu spui clar ce te-a deranjat și apoi în acțiune ești mult mai drastică cu persoana respectivă, adică nu-i mai permiți să se comporte în același mod, ai mult mai multe șanse de a te impune, de a impune respect și de a arăta că nu permiți oricui, chiar dacă te iubește sau chiar dacă îl iubești de nu mai poți, să se comporte cu tine așa cum tu nu consideri că meriți. Cunoaștem cu toții zicala care sună cam așa: câinele care latră nu mușcă. Așa este și în relație, așa este și în viața de zi cu zi, așa se comportă și oamenii. Atât timp cât tu doar urli și nu iei nicio inițiativă în a-ți duce ideile mai departe până la capăt, că atât timp cât tu nu-i arăți persoanei respective că te-a deranjat, că te-a călcat pe toate butonașele și că nu-i mai permiți să facă acest lucru pe viitor, nu faci decât să alimentezi același tip de comportament și nimic nu se va schimba în continuare. Ce poți să faci însă este să vorbești frumos, să vorbești calm, iar pe viitor să îi tai macaroana, cu alte cuvinte, persoane respective, de la bun început. Așa că, țipând, urlând, crizându-te, nu faci decât să demonstrezi că persoana respectivă are total control asupra emoțiilor tale. Că ești o persoană lipsită de standarde și de principii, care în primul rând nu se respectă. Și știm cu toții că atât timp cât eu nu mă respect, nu o să mă respecte și nu o să mă iubească nimeni pe lumea asta. Atât timp cât eu mă respect și știu exact ce permit oamenilor și ce nu permit să obțină de la mine, este clar că dacă își doresc să facă parte din viața mea, trebuie să, la rândul lor, să respecte ceea ce eu le impun. Dacă eu nu mă respect, nu o să mă respecte nimeni. Așadar, arată-le oamenilor consecințele faptelor lor, așa, și nu neapărat prin limbaj, ci mai mult prin acțiuni. Nu mai țipa la ei, ci vorbește frumos, iar în acțiuni fii foarte drastic în ceea ce îi privește. Până data viitoare, nu uita să te respecti și să impui respect în jur, să te iubești și să-i faci pe alții să te iubească sau să le dai ocazia celorlalți să te iubească. Nu uita să dai subscribe canalului de YouTube și să-mi spui dacă ți-a plăcut sau nu acest clip sau despre ce ai dori să mai discut pe viitor. Mua!